Chiar azi dimineață m-a sunat un cetățean și îmi spune, zice, la noi e ca la dumneavoastră în parlament. Zic, dar ce s-a întâmplat? Zice, mă adresez la un cetățean care are plug și mai are pământul. Și el zice, bine, ți-ar pământul, numai că dacă îmi dai roada mie. Păi el zice, cum să-ți dau roada toată? Zice, pământul meu. Pot să-ți dau 10%, 5-15%, dar nu toată roada. Păi zice, cum să-ți dau eu dacă pământul e meu, roada ței? Păi uite, dacă vrei să-l arăt, dai, dacă nu, nu. Zice, tu cine ești, mă, de vii cu așa cerință? Nu cumva ești comunist? El zice, nu, eu socialist. Și el zice, du-te tu, tot de-a lui Lenin sunteți. Că el spunea, pământ țărană și nici nu luat pământul 17 și în 40. Cam aceeași situație și cu alegerea președintelui. Noi venim să vă ajutăm să alegeți președintele. Dar votați-o pe doamna Grecianu. Și fracțiunea pe Ceremie spunea același lucru și socialiștii, grupul. Nu, eu îi laud pe dâns, domn Diacu. Frumos a spus colegul meu, ministru Șalaru, zice, domn președinte, ei nu vin să aducă 3 voturi, ei vin să iei 59 de voturi. Vă rog, memorizați. Eu cred că dacă am fi mai responsabili și fracțiunea pe Ceremie, grijă de el. Asta înseamnă, domnul Voronin, că trebuie să alegem președintele. Să votați, să vă împăcați cu aceasta. Ați guvernat 8 ani de zile, mai lăsați-i pe alții. Cam mai târziu să facă lumea o comparație, să vadă care-s capacitățile comuniștilor și capacitățile democraților. Și o să vă convingeți că noi știm a guverna. Indiferent de aceasta. Dar stați liniște. Eduarci, eu te știu, da? Și ești liniștește, că te cunosc foarte bine. Cum ai fost ales președinte la Consiliul Municipal în toalet acolo cu votul nu știu cui. Așa că eu vă chem să ne calmăm, să liniștim, să alegem președintele, să dăm votul, să respectăm democrația, fiindcă democrația înseamnă majoritate și opoziție, și opoziția întotdeauna, în unele probleme, așa cum votăm și unele legi, împreună, nu punem niciodată, doar nu este că nu votați niciodată opoziția proiectului de lege. Și așa în cazul dat, votați candidatul Alianței, candidatul Alianței este și îl cunoașteți foarte bine. Ce vreți să votăm pe Greceana dumneavoastră? Ia spuneți, vă rog. Doriți, domnul Voronin, să votăm doamna Greceană? Spuneți acum și noi hotărâm acum. O votăm sau nu? Spuneți dumneavoastră. Hareți că luare de cuvânt, nu-i dialog cu sala. Proiectul dialog cu sala. Așa că eu am ieșit doar să-i dau o replică domnului Dimitri Gheorghe. Nu-i problema în juriș, domnul Diacov. Problema că avem o Constituție prin care în 2000 a fost, prin modificările făcute, a fost noi de juriș, de comuniști atunci, tu nu încurca. Materia constituțională a fost întreruptă, deformată. Și astăzi avem o normă în Constituție care nu ne permite să rezolvăm problema. De aceea, cred că cea mai bună soluție este adoptarea noi Constituției, să o ajustăm la normele standarde europene și atunci, dragii mei, cum a vrea poporul? Vor comuniștii? Comuniștii să fie, numai să fie comuniști buni, nu răi. Vor democrații? Democrații să fie. Socialiștii nu, domn Voroi. Nu. Mulțumesc. Bine. E încheiat. Stimați colegi, haideți să vă aduc aminte de regulament. Înscrierile pentru luarele de cuvânt se fac până la prima luare de cuvânt și nu pe parcurs. Să urmăm această normă. Acum,
Deci, 25-27, 25-05, în ordine în care au fost examinate. 25-27, la microfonul 4, eu știu, eu asta și vreau să spun la vot, modificarea. Microfonul 4. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, domnului Ghimpu. Iată, nu de la tribună. Vreau să-i aduc aminte că acum câteva zile la o emisiune televizată, domnul Ghimpu a spus un lucru care poate unul din puținele lucruri deștepte spuse. A spus că e mai periculos un socialist de 36 de ani decât un comunist de 71. Domnul Ghimpu, eu vă înțeleg de ce vă temeți dumneavoastră. Însă vă asigur că socialiștii vor fi în Parlament, vor sta pe principiile statalității, ceea ce nu vă place dumneavoastră. În ceea ce ține de votarea candidaturii doamnei Greceanei, trebuie să vă ajungă capacități în interiorul alianței să propuneți o candidatură apartinică. Să discutăm. Dacă rămâneți cu aceeași candidatură, noi înțelegem că este vorba doar de funcții ce vă interesează. Vă mulțumesc!